Chec cu lămâie și cu cacao și ciocolată. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi o să facem un chec cu lămâie și un chec cu cacao și cu ciocolată. Mai întâi o să punem de 3 ouă, o să punem 200 de grame de zahăr și în unul și în celălalt. 200 de grame și aici. Și cu un mixer o să le, sper să nu se audă prea tare când le mixez. Acum o să mixez și în celălalt. Le lăsăm să se odihnească puțin și apoi mixăm din nou pentru că zahărul trebuie să se topească. Am pregătit din timp două tăvi pe care le-am uns cu unt. Acum o să le ung și cu puțină făină să le pregătim. Deci am două tăvi. Să dau puțină parte ouă cu zahărul. Aceste tăvi le ungem, o să le petăm și cu făină. Eu le-am uns mai întâi cu unt. Tăvile trebuie pregătite înainte. Să punem puțin făină și într-una și în cealaltă, să le tăiem. Și o să le zbatem așa puțin ca să meargă peste tot. Surplusul o să-l aruncăm. În acest vas o să fac checul cu lămâie și aici cu ciocolată în acesta. Am pus câte 3 ouă în fiecare și 200 de grame de zahăr în fiecare. Le mixăm din nou. Mixăm puțin câte puțin pentru că zahărul trebuie să se topească. Altfel se lasă checul. Acum o să mixăm și aici. Trebuie să devină frumoasă. Le mai lăsăm să mai stea puțin. Între timp o să radem o lămâie, că avem nevoie de coajă de lămâie și o să stoarcem o jumătate de lămâie, că ne trebuie și sucul de la o jumătate de lămâie. Aici avem lămâia. O să o radem și o să stoarcem sucul. O să radem coaja. Și o să stoarcem jumătate din această lămâie. Cât timp zahărul se topește încet, încet, după aceea mai amestecăm puțin și mai facem, după aceea ne oprim și mai facem ceva. Pentru că oul cu zahărul trebuie bătut foarte bine și trebuie să fie spumos ca să țină în sus blatul, să nu se lase. Acum o să mai batem puțin, o să adăugăm și puțină sare. Am să fac așa. Puțină sare
în primul, un praf de sare și un praf de sare. Puțin și puțin. Cam atât. Dăm deoparte. Acum mai mixăm puțin. Mixăm și aici. Dăm din nou deoparte. Acum o să tăiem ciocolata pentru checul cu ciocolată. Pe un fund de lemn. Aici am 100 de grame de ciocolată. Acum o să tăiem. Am tăiat și ciocolata. O să dăm deoparte. Și mai mixăm bine ouăle. Mixăm puțin. Dăm deoparte și mixăm celălalt. Acum o să adăugăm untul. O să adăugăm în primul vas 200 de unt. Și o să mixăm. Acum o să adăug untul și în celălalt, 200 de unt. Ia uitați. Untul trebuie să fie moale, moale la temperatura camerei, ca să-l putem mixa. Acum o să amestecăm în vasul pentru checul cu lămâie, o să amestecăm coaja și sucul de la jumătate de lămâie. Dăm deoparte pentru cel cu ciocolată și cu cacao. O să punem coaja de lămâie. De la, pe care l-am stors de la jumătate de lămâie. Amestecăm. Și acum adăugăm făina, 20 de grame de făină, 8 grame de cărămidă, 250, cu grame de ragout, le adăugăm. Și o să mixăm bine. O să tragem de pe margini făina ca să o amestecăm bine, bine, bine. Aceasta este compoziția cu lămâie. Acum să o facem și pe cea cu ciocolată. O să adăugăm puțină esență de rom.
și o căniță de lapte, cam 70 de mililitri, o căniță mică, căniță de cafea. Și acum o să unim cam 230 de făină, 8 grame de praf de copt, cu cacao, cam 20 de grame. Acum o să le amestecăm pe toate împreună. Oh. O să tragem de pe margini, în interior. Acum aici o să adăugăm și ciocolata. O să punem bucățile de ciocolată. Și o să amestecăm încet. Acum o să le punem în forme, în formele pentru chec. Și o să le dăm la cuptor. O să încercăm cu o scobitoare. O să le punem în formele pregătite din timp. Aici o să punem cel cu ciocolată. Acum o să dăm la cuptor la 180 de grade, 40 de minute. O să încercăm cu scobitoarea. Este gata și checul, s-a răcit puțin ca să-l putem scoate din forme. Acesta este cel cu ciocolată și cu cacao și acesta cu lămâie. O să le scoatem unul câte unul. Încă sunt calde. Să-l scoatem și pe cel cu lămâie. Am topit și am pus într-o punguță de hârtie și o să decorez puțin cu ciocolată. Și cel cu lămâie. Aici am puțin zahăr pudră și am să pun într-un vas un pic mai mare și cu câteva picături de lămâie și o să amestecăm cu o linguriță ca să facem o glazură pentru cel cu lămâie. Mai punem puțin o zeamă de lămâie.
Eu am făcut puțină, puțină, pentru că am să pun doar pe într-o parte. Puteți chiar turna. Punem și o lămâie, cu lămâie și chec cu ciocolată și cu cacao. O să tăiem, să vedem cum este și în interior. Să tăiem, să vedem cum a ieșit în interior. Cum se vede mai bine așa. Să tai mai întâi pe cel cu ciocolată. Este plin cu ciocolată. Și să tăiem și pe acesta cu lămâie. Acesta este rețeta. Sper să vă placă și vouă. Să știți că este coală, este umedă. Este blat umed, poate fi făcut și în tăvi pentru torturi. Este foarte bun. Sper să vă placă și vouă rețeta. Ia uitați. Este pufos, pufos. Și acesta este cu ciocolată. Se vede de ciocolată interior. Este plin cu ciocolată. Cu bucățele de ciocolată. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și nu numai. Acolo găsiți foarte multe rețete, peste 300, dulci și sărate, și rețete de cozonaci, de pască. Tot ce doriți. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și mă urmăriți. Și vă doresc multă, multă sănătate tuturor. La revedere! Vă pup pe toți!